Bună seara! Începe un nou sezon România te iubesc! Ne întoarcem astăzi la seria de județe sărăcite, ținute în subdezvoltare, uitate de marile inițiative și de culoarele de transport rapid, unde o mână de oameni ocupă cele mai bune slujbe din ținut, conducerea. Județul Botoșan poate fi decorul unor filme de început de secol XIX. Oamenii n-au nici în ziua de astăzi apă, canalizare sau asfalt. Și e vorba despre jumătate din populație. Nu există investitori, iar migrația e principala ocupație a tinerilor. În acest tablou al sărăciei, clasa politică prosperă. Botoșaniul a dat procurorilor personaje demne de trecut în cărțile despre cum să fraudezi banul public. Și asta în vreme ce oamenii așteaptă de 30 de ani, un semn că bunăstarea va ajunge și pe strada lor. La Botoșani, timpul nu înseamnă bani. Dacă ar fi fost așa, cei 30 de ani trecuți de la Revoluție s-ar fi tradus în bunăstare pentru cei 400.000 de locuitori. Noi suntem pătura de jos, pătura slabă, păcătoasă, fără drepturi. Județul are cea mai proastă infrastructură rutieră din țară, cu mai puțin de jumătate dintre drumurile județene modernizate. În 20 de ani vor vorbiți și normal să știți să vorbiți, dar noi vrem fapte. 90% dintre gospodării nu sunt racordate la rețeaua de gaz, iar la canalizare și apă au acces doar jumătate dintre locuitori. Greu cu apa aici, noi. Satele sunt golite de tinerii plecați în străinătate pentru că nu sunt locuri de muncă. N-aveți loc de muncă așa stabil? Aici, în România, nu. Merg în străinătate. Iar peste toate aceste neajunsuri s-a cățărat o clasă politică ce a prosperat. Oameni care ar fi trebuit să scoată, de fapt, județul din sărăcie. Nu s-au încheiat contracte pe care DNA le cercetează acum? Dumneavoastră doriți să discutăm despre Botoșan sau despre anumite despre companii? Dumneavoastră, pentru că sunteți unul dintre liderii acestui județ. 7 președinți de Consiliu Județean a numărat până acum județul. 2 s-au remarcat prin fapte penale, alții prin incompetență. Și împreună au pus la pământ un județ altădată prosper. Îmi pare rău că mi-am rezervat timpul cu voi. Îi vizităm pe toți, însă până atunci facem un popas în cea mai săracă localitate din județ, Dimăcheni. Pe ulițe vezi doar oameni care merg cu găleți în mână către fântâni. Mergem apă, ne încătăm din codi, din capă de acolo, până partea aia, din polul ăla, încătăm la fântână. Și aici apa vara se termină, nu este apă. Oamenii s-au obișnuit cu puțin pentru că n-au avut niciodată foarte mult. Par uitați de vremuri și autorități. De un an la primărie a venit un om din sat, un mic fermier. Marinel Moruz n-a avut ambiții politice. A candidat pentru că se săturase de lipsuri. Și spre surpriza tuturor a și câștigat, deși oamenii nici nu auziseră de partidul pe lista căruia se afla, USR. Atunci când am candidat, lumea URSS nu știa despre ce e vorba. Era greu. Cum URSS? Da, păi, URSS ei știau că, mă rog, marea majoritate că sunt vârstă. Pentru oameni n-a contat partidul. Unii au pus ștampila pentru că au văzut cuvântul salvați în siglă. Ne salvați, domnul primar? Da, încerc. Încercăm, da. Voia o schimbare după 20 de ani de administrație a fostului primar Ștefan Cojocariu. L-am întâlnit și noi în urmă cu 4 ani. Noi suntem comuna care nu realizăm venitul propriu. Eu nu am niciun agent economic. Sunt oameni care muncesc în altă parte și vin aici? Nu. Aici care au câteva, două și duc colea de lapte la... Da, oameni se fac naveta între oraș și... Nu. Niciun? Nu. De ce vă votează oameni? Nu știu. Ce le-ați promis? Nimica. Niciun ban european n-a ajuns la Dimăcheni, nici guvernamental, deși podul de lemn care leagă satul de drumul principal e la un pas să se prăbușească, iar comuna ar fi izolată. Doar niște kilometri de asfalt și niște locuri de joacă lăsate în paragină sunt singurele investiții de la Dimăcheni. Tata ne-a trăit 80 de ani și spune așa: bă, băiete, o haină când are așa o mică fisură sau cum spunem noi la țară, pune un peticuț acolo, dar dacă o lești să face gaura, că bagă buhaiul capa și el nu se mai cheamă haine. Gică Viziteu se uită mai mereu la hainele vechi și rupte în care e îmbrăcat satul. N-a fost mereu așa, dar azi par pierduți între probleme, lipsa banilor și cumplita lipsă de viziune a autorităților de la centru. Anisa primarii nevinovă. A luat primăria cu sumedenii de datorii, și acum el e ca un copil fără părinți. Nu-i fain.
Marinel Moruz a găsit primăria în incapacitate de plată, cu datorii foarte mari și puține proiecte. Multe achiziții proaste. Au fost cu telefonia mobilă, 30 și ceva de milioane în fiecare lună, care se duceau de aiurea. Nu știu, laptopuri de... Eu asta mi-am cumpărat eu, nici n-am vrut să am de-a face cu... Rămăsesc microbuzul, fără motorină, fără salarii. Ceva s-a întâmplat, că dacă eu v-am spus ce s-a întâmplat anul trecut, deci noi am rămas cu 7 miliarde pe excedent. Cu toate că am plătit și la drum 2 miliarde jumate, am plătit aproape 1 miliard la contribuții salariale, nu erau cum plătiti. Greu cum apa aici, noi. Anul trecut primarul a plătit 24.000 de lei ca să foreze 5 fântâni, să acopere nevoia de apă a oamenilor până reușește să conecteze satele la rețea. Pentru oamenii din sat a fost primul semn că se întâmplă ceva bun. 5 aveam făcut. Aici numai, nu știu cum, trebuie reușit numai decât de adus apă. Altfel tinerii așa n-au nicio șansă de a se dezvolta aici, care, mă rog, se ocupă creșterea animalelor. În toată comuna, singurii plătitori de impozit pe salariu sunt angajații de la magazinul sătesc și oamenii din primărie. Cei în putere pleacă în străinătate și se întorc cu ceva bani cu care supraviețuiesc până la următoarea vară. De muncă? Da, de unde? Unde munciți? Păi, pe tine. Cu ziua? Cum faceți? Păi, da. Am înțeles. Dar de ce nu faceți navete la oraș? Că acolo mai sunt locuri de muncă. Păi, dacă sunt locuri de muncă, dacă ne-aveam... Păi la fabrici. Păi, să găsim locuri de muncă și mergem. Noastră aveți un loc de muncă? Eu am animale. Aveți animale și vă întrețineți cu asta? Sunteți mulțumit? Eu da. Și dacă tot am adus vorba de muncă, tânărul îl abordează pe primar ca să afle ce documente trebuie să conțină dosarul să primească și el ajutor social. Mi-a dus și spre sfac de ajutor. Și eu pe mână nu am nimic. Dacă nu ai pe tine, da. Dacă eu n-am casă, nu am. Acolo trebuie act de studii unde ai fost, să trebuie unii învățat. La școală ești. În tot județul sunt aproape 70 de companii, iar cele mai multe locuri de muncă sunt în confecții. Patronii se plâng mereu că n-au mână de lucru. La Agenția de Ocupare a Forței de Muncă sunt înregistrați 4.000 de șomeri, în condițiile în care în tot județul sunt 50.000 de angajați. După ce expiră șomajul, mulți preferă să primească ajutor social și să muncească cu ziua. Naveta nu e pentru ei. Nu lucrez social. Dar cum așa? Unde să mă duc? Șantier cu 12 milioane de lor și navetă? Îi oplii până în Bătoșani. Păi și unde munciți? Acum ce faceți? Stați acasă? Acasă, pe timpul ăsta acasă. Când încep așa, mai cu ziua. Peste 60% dintre oameni trăiesc la țară și singura sursă de venit e agricultura sau creșterea animalelor. Ce faci? Multe? O, 12. Ah, și ce faceți cu laptele? Ce la piață. Cât luați pe litru? 1 euro. Destul de puțin, a? Nea Ion are una din zecile de ferme de vaci mici, care nu numără mai mult de 15 capete. Muncește toată ziua pentru puținii bani pe care îi ia pentru lapte. Și de ce îl dau așa? Pentru că cel de pe cooperativă își permite să negocieze. Dar cel care mai are 8, 9 sau 10 vite și îl dă direct la centrul de colectare a laptelui, nu poate negocia. Și ia un leu, un leu și 20 de bani, nu ia mai mult. Celălalt ia un leu 70, un leu 80. La răscruce de drumuri, oamenii așteaptă mașina fabricii să ia laptele adunat în recipiente metalice. Asta le punem pic 25 la coordonat. Cam cât lapte vindeți săptămânal de la vaci? Dacă dau câte 30, câte 75, cât se face? Da, 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 da. 75 de litri? La zi. La zi? Da. Câte vaci aveți? Am vreo 5. Dar nu le multe. Și cam câți bani faceți într-o lună din lapte? Deci 1600 de lei? Da. Cam așa. Câte vaci aveți? 3 vaci? Da. Și cam câți bani faceți cu 3 vaci pe lună? Da. 4, 5. Terenurile agricole le-au vândut sau le-au dat în arendă celor 3 investitori străini care domină industria agricolă din zonă. Peste câteva minute facem cunoștință cu cei care au condus și conduc județul încă. Unii dintre ei au căzut de pe caii mari pe care se aflau din cauza dosarelor de corupție în care au fost implicați. Ce găuri au produs în bugetele și așa sărace ale județului, vedeți imediat.
județul Botoșani a fost condus alternativ de PSD și PNL. Ambele partide au dat Direcției Naționale Anticorupție dosare în lucru. Doi lideri județeni au fost reținuți, iar unul a făcut și pușcărie pentru corupție, acuzat că ar fi spălat 5 milioane de euro prin firma unui interpus. Al doilea își așteaptă verdictul după ce în prima instanță a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru că și-ar fi construit casa pe banii unui afacerist cu interese în zona de construcții de drumuri. În tot acest peisaj sărac, oamenii politici au prosperat. Județul a fost condus alternativ de lideri locali din PSD și PNL. Ambele partide au dat Direcției Naționale Anticorupție cazuri de cercetat, iar procurorii au descris aici cazuri școală de fraudare a banilor publici. Președintele Consiliului Județean, acționar într-o firmă, scoate la licitații lucrări de construcție. O societate a unui apropiat le câștigă pentru că are informații din dosare și oferă cel mai mic preț. Odată atribuită lucrarea, banii ajung în conturile șefului de județ prin închirieri de utilaje de la firma la care este acționar. Constantin Conțac era mare om de afaceri în Botoșan după ce preluase o societate comunistă, Transporturi Auto S.A. Din această postură a candidat pe listele PSD la șefia județului în 2002. Era așadar președintele Consiliului Județean, iar la buget erau bani mulți pentru refacerea infrastructurii rutiere. Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșan era condusă chiar de fiul lui Conțac, iar în această calitate el scotea la licitație lucrări. Procurorii spun că între 2002 și 2006 toate licitațiile au fost câștigate de firma Construct.com SRL, deținută de un fost coleg de liceu al lui Conțac. Pentru că societatea avea doar două autocamioane și o mașină, n-avea cum să onoreze contractele, așa că închiria utilaje de la firma unde Conțac era acționar, Transporturi Auto S.A. În felul acesta, aproape 5 milioane de euro au fost spălate prin conturile firmei ca să ajungă la familia lui Conțac. A fost nevoie lucrări care am să licenționez, că așa au spus atunci. Și legea s-a aplicat cu 2004. Și ați cesionat lucrările către Construct, SRL? Poftim? Și ați cesionat aceste lucrări către Construct? Am cesionat, da. Și acest om, ei au spus că a făcut afaceri. Păi dacă l-ați cesionat, ați făcut afaceri. Da, el a declarat că a făcut liceul cu mine. Dar el a făcut liceul, eu am făcut liceul. Dacă dumneavoastră bănuiesc că știți, aveam liceul Atea Laurel, liceul renumit la noi, la Botoșani, extradit, și el a crezut că dacă spune, el a făcut la același liceu, a făcut un plăză, ce are urmă mea. Am înțeles. Dar spuneți că nu-l cunoșteați, adică el a câștigat pe bune aceste licitații și apoi a închiriat utilaje de la dumneavoastră. Și toate verificările făcute de ea, eu pot să vă dau un dosar. Procurorii spun că Andrici, patronul firmei intermediare, primea un comision de 0,43% din profit, iar pentru asta a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Constantin Conțac și fiul său au fost condamnați la 3 ani de închisoare cu executare și de la fiecare s-a confiscat suma de 191.865 de lei. Fostul președinte a fost eliberat după 11 luni, iar fiul său după 2 ani. Acesta din urmă a făcut o mișcare interesantă în 2020, când a preluat de la intermediarul implicat în dosar firma prin care s-ar fi spălat banii județului, Construct.com SRL. Dumneavoastră nu-l cunoșteați pe patronul acestei firme, Construct SRL? Nu l-am cunoscut, doamnă. Cum a preluat fiul dumneavoastră firma prin care procurorii vă acuză că ați spălat bani? Cum a preluat-o legal dacă n-aveați nicio treabă cu el, cu fostul patron? Doamnă, ascultați-mă un pic. Fiul meu, după ce s-a ieșit de la pușcărie, nu a mai vrut să lucrez la mine, că a spus că din cauza că eu am făcut poliți și că nu știu și nu știu cum. Păi de ce n-am fixat o firmă nouă? De ce a trebuit să o preia pe asta? Că așa n-am să ne înțelegem. Păi da, ascultați-mă și pe mine puțin. De ce n-am ființat o firmă nouă dacă n-am mai vrut să lucreze la dumneavoastră și de ce a preluat-o fix pe asta? O firmă nouă. Nu era de fapt firma lui? Au firmă nouă de confecții, lucrează cu italian grușii și au rămas în relații de cunoștință cu vechi, cu omul ăsta care îi spune, zonați cum, acesta, eu murit nevasta, întâi a avut o problemă foarte gravă medicală, vreo 2 ani, o vândut tot și o cumpărat și el, dar nu o cumpărat firma, nu știu de ce o cumpărat firma, exact nu știu, pentru că eu de 2 ani zile nu vorbesc cu dânsul, pentru că el m-a acuzat că din cauza mea că am făcut politică, am făcut pușcării și eu și el, fără nicio vină. Practic, fiul devine patronul firmei prin care au fost acuzați că au spălat aproximativ 20 de milioane de lei. Am încercat să luăm legătura cu el, dar nu a răspuns apelurilor noastre.
La scurt timp de la gestionarea acțiunilor, câștigă lucrări de peste 20 de milioane de lei, în asociere cu o firmă al cărei patron a recunoscut că a dat mită unui fost lider PNL ca să câștige lucrări de asfaltare și construcții în județ. Este vorba de Florin Țurcanu, căruia îi se spunea împăratul. Acesta își face loc repede în rechizitorile DNA. Procurorii descriu un alt mod de operare a liderilor locali ca să fraudeze bugetul în cârdășie cu influenți oameni de afaceri din zona construcțiilor. Florin Țurcanu era în urmă cu 10 ani pe cai mari în politică. Era vicepreședintele PNL la nivel național și deputat în Parlamentul României. Am fost și eu căutat de un om de afaceri din zona PDL-ului. Domnul președinte, spuneți cât trebuie să vă ofer pentru ca marți să nu fiți prezent la moțiune. Oamenii care au plecat, eu garantez că au plecat pentru bani. În 2012 decide să lase locul viitoarei sale soții și se aruncă în lupta electorală pe plan local. În campanie promitea bunăstare, doar că la scurt timp procurorii l-au acuzat că adusese bunăstare doar în casa lui. O casă construită de un om de afaceri căruia i-a promis că își va folosi influența ca să câștige contracte la licitații. Ce acuzații vi s-au aduc astăzi? Știți? Vi s-au spus? Haideți să lăsăm ancheta să-și facă treaba. Au fost o percheziție, așa cum cere legislația. Dar vi s-au transmis ce acuzații vi s-au aduc? De ce insistați prea mult? Aveți răbdare. Nu la Suceava, dau o declarație, om clarificat. Aceste aspecte. Vă doresc sănătate. Procurorii spun că Țurcanu i-a promis patronului firmei Cornels Flor că va primi prin atribuire directă câteva contracte și că va fi câștigătorul unui proiect cu finanțare europeană de 14 milioane de lei pentru reabilitarea complexului monahal Coșula. Firma lui Bârsan a participat în asociere de firme la alte două licitații pentru reabilitarea unor drumuri județene și naționale în valoare de aproape 30 de milioane de lei. Niciuna nu a fost câștigată de omul de afaceri, așa cum îi promisese Țurcanu. Casa din spatele meu este motivul pentru care procurorii l-au reținut și apoi l-au trimis în judecată pe Florin Țurcanu, fostul președinte al Consiliului Județean Botoșani. Ei îl acuză că i-a cerut unui patron cu afaceri în construcții să ridice casa pe numele socrului său. Ulterior, când procurorii au intrat pe fir, omul de afaceri a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, iar Țurcanu a fost condamnat în primă instanță la 4 ani și 3 luni de închisoare cu executare. Țurcanu a făcut apel la sentință și încă așteaptă verdictul final, după ce instanța a anunțat până acum 24 de amânări. Sunteți acuzat că v-ați construit casa pe numele socrului printr-o firmă de construcții din Botoșani. Nu știu asta ce informații aveți dumneavoastră. Este în rechizitoriul DNA. Nu știu, având în vedere că nu există o decizie definitivă, nu doresc să o comentez. Înțeleg că până acum, după apel, procesul a fost amânat de peste 20 de ori. De ce se întâmplă aceste amânări? Stați un pic, dumneavoastră, ce doriți la mine ca să mă lămuresc? O poziție oficială, pentru că vom vorbi și despre dumneavoastră. Nu am discut lucrurile astea publice, doamnă. Da, lucrurile astea sunt publice. Eu nu discut la ce dumneavoastră vreți să ne adresați. Nu sunt lucruri care eu doresc să le discut public, da? Dar ce relație ați avut cu domnul Bârsan? Îmi pare rău, dumneavoastră, nu știu ce doriți de la mine, dar eu nu îmi doresc să discut public aceste lucruri. Nu vreau să comentez. N-ați vrea să comentați în ce sens? Nu vreți să comentați de ce ați semnat acordul de recunoaștere? Nu vreau să discut subiectul ăsta. Dar de ce era nevoie ca să dați dumneavoastră șpagă să câștigați lucrări dacă ați participat la licitații corecte, doamne, cu oferta cea mai bună? Că nu vreau să comentez niciun fel. Florin Țurcanu e în continuare jucător politic local. A devenit vicepreședintele ALDE Botoșani, iar prin fuziunea cu PNL susține că se întoarce acasă. Următorul termen de judecată al apelului în cazul său e peste câteva zile. Patronul firmei Cornels Flor a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru cumpărare de influență, dar își vede în continuare de treabă și este unul dintre principalii câștigători ai licitațiilor cu primăriile din județ. Cea mai bogată dintre ele, Mihai Eminescu, ce numără 10.000 de locuitori, a încheiat în ultimii 3 ani cu firma lui contracte în valoare de aproape 4 milioane de euro din atribuiri directe și licitații. Aveți 2 minute să stați de vorbă cu mine? 10 lei, hai! Primar la Mihai Eminescu e Virginel Gireadă, condamnat la închisoare cu suspendare pentru fals și uz de fals, după ce, spun procurorii, ar fi modificat titluri de proprietate ca să-și însușească niște terenuri din comună. Este unul dintre liderii politici importanți ai județului din postura de prim vicepreședinte PNL, alături de deputatul Costel Șoptică, ce conduce filiala județeană a partidului.
Dar cine nu a avut dosare penale? Când vrem să facem un dosar, facem la toată lumea. Din orice semnătură ies un dosar penal. Și mai ales când ai avut prieteni buni de ăștia care ți scrie continuu, ți scrie și te vrea cu orice preț mort, că ești incomod. Virginel Girada devine primar în comună în 2004. 8 ani mai târziu își dă demisia după condamnarea care interzicea să mai ocupe funcții publice. O aruncă în luptă pe soția lui, Aneta, care câștigă alegerile și conduce localitatea 2 mandate. Am o misiune foarte grea și în special acasă. Soția mea este primar. Și singurul lucru care m-ar întreba dacă am trecut un amendament în Parlamentul României. El ocupă un loc de parlamentar alături de alt lider PNL, Costel Șoptică, apropiat al lui Florin Țurcanu. Și pentru că orice parlamentar are nevoie de consilier, cei doi și-au angajat copiii reciproc. Fica lui Girea de la cabinetul lui Șoptică, iar fiul acestuia la cabinetul fostului primar. Când s-a aflat, ambii copii au renunțat să mai lucreze la cabinetele parlamentare. Dacă am posibilitatea să găsesc un copil bun a cuiva care îl știu și să-l pun la un cabinet să facă plus valoare... Copilul colegului dumneavoastră de partid. Auzi, dar nu mă interesează, e dreptul meu să aleg. E ușor imoral asta. Imoralitatea e în partea în altă latură a celor care speculează. Moralitatea este acolo unde evaluez o persoană care are capacitate. Dar dacă, de unde până unde scoteți dumneavoastră în evidență moralitatea unui copil fără să-l testați? Dar nu moralitatea lui, moralitatea noastră că ați angajat copilul unui prieten, coleg de partid. La cabinetul parlamentar, fiecare parlamentar își angajează specialiștii tinerii de care crede că are nevoie în desfășurarea activității parlamentare. Aveți nevoie fix de fica prin vicepreședintelui PNL? La momentul respectiv, da. Nu exista altă variantă. Nu existau alte... Da, considerați etic să faceți asta, moral? V-am spus că la momentul respectiv era și etic și moral. După ce și-a încheiat mandatul la Parlament... Muncă multă și grea, dar pe urmă... Girada n-a mai prins un loc eligibil, așa că soția a renunțat la funcție ca să se întoarcă el la primărie. Pentru Aneta era pregătit deja postul de subprefect, pe care l-a pierdut însă luna trecută după ce PSD a revendicat aceste funcții. Și soția ce face acum? Că nu mai e primar, nu mai e nici subprefect? Ce? De toate face. Ce face? Păi la mai primărie. Mai are vreo funcție? Nu este, dar e angajată primăriei Mihai Eminescu, mai în concediu. Azi Aneta Girada e angajată primăriei Mihai Eminescu alături de fica lor, Andreea, care e consilier juridic, un nepot, șef la gospodărire comunală și soția lui, consilieră. Fiul soților Girada, Andrei, care gestionează și afacerile în agricultura ale familiei, e de asemenea consilier local. Cătălin Moraru e jurnalist la Monitorul de Botoșani de mai bine de 20 de ani. De atunci urmărește clasa politică locală și spune că prima grijă a aleșilor după ce ajung în funcții e să-și ajute rudele să devină bugetare. Cel mai mare angajator e statul aici. Și cel mai mare investitor. În instituțiile publice, dacă te duci și strigi în față nașule, să deschid jumătate din ferestre. E normal, oamenii nu doar... Ministrul Daia spunea că e normal să-ți ajuți copiii și rudele. E o chestie de acum normală și la Botoșani, ca și la Suceava, ca și la București, ca și peste tot. Girada nu vede o problemă în angajarea rudelor câtă vreme e legal. Interesant e că în declarația de avere a fiicei lui apare că soțul este angajat inginer la Cornels Flor, deținută de Marcel Bârsan, despre care presa locală spune că e apropiată a lui Girada. Sunteți prieten cu domnul Bârsan? Eu cu domnul Bârsan mă cunosc din 90, de înainte de 90. Când avea el vreo 10 ani, îl cunosc la părinții lui. Dar sunteți prieteni? Da, sunt prieten cu Marcel Bârsan. Bun, pentru că el este cel mai mare câștigător de lucrări și directe. Nu, licitațiile sunt publice, sunt în SICAP. Unii poate să vină 50 de societăți comerciale, 100 cât vor. Eu sunt prieten cu toți oamenii de afaceri din Botoșan, că vin din mediul de afaceri. 1 milion de euro e valoarea contractelor atribuite direct firmei lui Bârsan în ultimii 3 ani. Ce nu spune Girada e că legea lasă primăriile să-și aleagă firmele cu care lucrează dacă încheie contracte sub limita legală a 100.000 de euro. Spuneți-mi, vă rog, dacă ginerele domnului Girada este angajat la dumneavoastră sau dacă a fost angajat la dumneavoastră? Doamnă, sunt obligat să vă răspund. Sunt o persoană privată. Lăsați-mă în pace. V-a zis că nu vreau să comentez niciun subiect. E dreptul dumneavoastră să dați un răspuns, dacă vreți. Da, dreptul meu este să nu dau niciun răspuns. Bine, mulțumesc. Primăria condusă de Girada are un buget din venituri proprii anual de aproape 3 milioane de euro. În plus, derulează lucrări prin fonduri guvernamentale. Spune că a turnat asfalt pe 60% dintre străzi, 80% dintre locuitori au apă, însă la rețeaua de gaz stă ceva mai prost. Așadar, nevoie ar mai fi, însă primarul își permite să cheltuiască aproape 100.000 de lei într-un an și jumătate ca să plătească publicitate în 20 de publicații online. 74.800 de lei a plătit anul trecut și încă 20.000 anul acesta.
Eu, uite, eu am ziare care nu le citesc de al dracului. De ce? Că nu-mi place ziarul ăla. Pentru și pentru asta că sunt niște idei radicali care nu, văd, nu se văd decât făt frumoși aia din presa respectivă și nu vreau să-i văd eu. Da, dar dumneavoastră nu și eu vreau să văd altă presă. Dacă ar fi banii noastre, aș înțelege să alegeți dumneavoastră. Dar nu aleg eu, atenție, încă o chestie, nu aleg eu. Consiliul Local alege. Cine ați înțeles? O primărie este condusă de Consiliul Local. Da, și Consiliul Local decide. Păi tocmai mi-a spus că nu vreți să dați la niște ziar, că nu vă place noastră. Da, dar Consiliul Local decide să facă campanii de informare a populației, ceea ce mi se pare, ceea ce mi se pare foarte firesc. Dar nu le dau eu niciun leu, m-ați zis girată de bani. Nu dă nici primăria. Primăria face comunicare pe proiecte ce legea permite. Clar, punct. Bun, dar era nevoie de 73.400 de lei. Interzice legea? Eu vă întreb un lucru. Interzice legea? Nu, dar vi se pare normal să cheltuiți banii ăștia? Eu vă mai întreb o leacă. Legea interzice? A, păi dacă nu vă interzice legea, atunci de ce nu? Bă, dar care e problema dumneavoastră? Nu, dar problema dumneavoastră. Vi s-o plâns un cetățean în comună când nu este informat? Vi s-o plâns un cetățean în comună când lipsește apa, canalizarea, asfaltul de la poartă? Odată ce activitatea economică este extrem de scăzută, de economia e slabă, și aici, în presă, statul este principalul investitor. Instituțiile statului, mai bine zis. Ei, în momentul în care instituțiile statului au banii cu care presa poate supraviețui, automat presa se transformă. Automat unii ziariști mai lasă de la ei, mai lasă de tot de la ei, devin doar trompete de partid pentru a primi acei bani. Nouă localități aparțin de comuna Mihai Eminescu, cea mai bogată din județul Botoșani. Zeci de astfel de străzi din localități sunt neasfaltate, nu au rețea de canalizare, iar despre gaz nici nu poate fi vorba. Primarul spune însă că oamenii sunt mulțumiți de activitatea lui și că nimeni nu s-a plâns până acum. Dumneavoastră acasă aveți canalizare, eu, apă, gaze? Nu. N-aveți. Gazele se duc la acolo, la baniță. Și bătrânează. Dar asfalt aveți pe stradă? Nu. Nici asfalt. Numai capitele așa. Masurătorii. S-am pus, nu? 20 de metri. E, bă, da, mă vede primarul ăsta. Și ce dacă? E, că, el s-a pus până la poartă, până în casă. Peste câteva minute, liderii locali ai orașului Botoșani ne predau lecția cum să primești bani europeni și să-i pierzi, și nu odată. Tot atunci vedem cum unii lideri au înțeles că salvarea județului stă în educație și au construit strategia de dezvoltare a orașului în jurul copiilor. O finanțare de 5 milioane de euro pentru refacerea unui monument istoric a fost pierdută pentru că un primar n-a dus proiectul la bun sfârșit. Contribuția orașului atunci ar fi fost de 1 milion de euro. Azi, municipiul trebuie să cheltuiască 8 milioane de euro ca să salveze clădirea. În plus, 40 de milioane de euro sunt ca și plecați înapoi la Uniunea Europeană pentru că lucrările pentru refacerea infrastructurii de transport local ar trebui să fie gata anul viitor. Autoritățile încă se gândesc la proiectare și licitații. E un județ în care s-a investit extrem de puțin sau deloc timp de 30 de ani. Nevoile sunt foarte mari. Deci noi discutăm încă despre drumuri, despre drumuri cu două benzi care să aibă asfalt. Deci vă povesteam de meeting-uri în fața Consiliului Județean, unde oamenii au venit cu mașinile în fața Consiliului Județean, cu pancarde și au cerut drumuri. Deci este ceva de strigat la cer. Nu se mai poate. Trebuie să faceți ceva pentru noi. Dom'le, faceți ceva pentru noi. Nu se mai poate merge. Vă spunem din inimă și din suflet. Suntem ninorociți, deci nu mai poți. Am eu un termen drag care spune să urnesc lucrurile. Adică să deblocăm tot ce înseamnă proiect care a stat mult prea mult timp, poate în anumite sertare și nu au obținut finanțările necesare. La ultima sau cea mai recentă raportare, Botoșaniu era pe penultimul loc, practic devansase Vasluiul la atragerea de fonduri europene. Deci nici la acest capitol județul nu stă deloc bine. La capitolul atragerii fondurilor europene, iarăși trebuie să răspundă cei care au fost înaintea mea la Consiliul Județean. A fost colegul dumneavoastră de la PSD. Nu pot eu să răspund pentru acțiunea sau inacțiunea altor factori decizionali. Dacă tot am ajuns la autorități, ne oprim în oraș. Pe 60 de kilometri de străzi, oamenii trăiesc ca la început de secolul XIX, fără asfalt, apă sau canalizare. Așa am trăit o viață întreagă. Când la tine nu chiar ne sunt noroi la textila. La nivelul municipiului sunt doar 4 fabrici și niciun parc industrial. Noul primar a câștigat un mandat promițând un pachet de măsuri sociale. A trecut mai bine de un an de când s-a instalat în fruntea orașului. Câte vouchere pentru rechizit ați dat până acum?
Deocamdată nu am demarat acest proiect, dar am demarat pentru achiziția ochelarilor de vedere pentru copii. Câte familii au primit sprijin pentru întemeierea? Deocamdată nu am demarat acest proiect. La ceea ce vă referiți dumneavoastră este un program pe 4 ani. Dar vă rog să continuați, ca să le bifăm pe toate. Câți kilometri de asfalt ați? Deocamdată nu, dar avem proiectare pentru 22 de străzi. Câți bani ați asigurat pentru dotarea spitalelor? Nu am suma exactă, dar vă pot pune la dispoziție. Un spital nou construit în mandatul fostului primar în valoare de 3 milioane de euro stă nefolosit de la sfârșitul anului 2020, pentru că actuala conducere n-a fost în stare să-l lege la utilități, ca să poată fi recepționat. Spitalul de cât timp este gata? Acum sunt în aprilie, deci cam 6 luni, aproximativ 6 luni, și spitalul stă așa și așteaptă. Cât timp a stat nefolosit pentru că nu a fost branșat la rețele? Cred că un an de zile. Păi și vi se pare? Nu mi se pare. Okay. Nu mi se pare, vă pot spune ce am făcut. Am realizat toate licitațiile pentru utilități. De ce nu au fost sincronizate în trecut aceste lucrări astfel încât atunci când clădirea a fost gata să fie și funcțională, nu vă pot răspunde eu. Pentru că erați viceprimar. Viceprimarul are niște atribuții foarte clare. Da, eu sunt sigură că știe ce se întâmplă în primărie. Știam ce se întâmplă, dar nu am avut pârghii să determin. Înseamnă că dacă știți, atunci aveți și răspunsuri la întrebare. Am răspuns la întrebare. Cei care au fost înainte nu au sincronizat lucrările pe acest subiect. Botoșaniul e de asemenea locul unde finanțările europene vin greu și se pierd ușor. Aproape 50 de milioane de euro ar putea fi oprite de la plată din cauza unor lideri locali. 5 milioane sunt alocate pentru refacerea unei clădiri de patrimoniu. Situația Teatrului Mihai Eminescu, edificiu simbol al orașului, ne arată cum s-a făcut administrație la Botoșani. Un pas înainte, patru înapoi. În 2011, orașul primește de la Uniunea Europeană o finanțare de 5 milioane de euro, cu condiția ca lucrările de consolidare să fie gata până la sfârșitul lui 2015. Evident, nu s-au încadrat în termen și au pierdut banii. În 2019, Uniunea Europeană mai dă o șansă și alocă alte 5 milioane de euro. Și acești bani riscă să fie pierduți pentru că lucrările ar trebui să fie gata până la sfârșitul anului viitor. După cum vedeți, pe șantier nu e nicio mișcare. În 1914, printr-o chetă publică a negustorilor și meșteșugarilor din Botoșani, se ridică primul teatru orășenesc din Moldova. O bijuterie arhitectonică pentru care s-au cheltuit atunci 400 de mii de lei. Distrus parțial în urma bombardamentelor din cel de-al doilea război mondial, a fost reconstruit de comuniști. Însă din anii 70 nu s-au mai făcut lucrări de reparații. A fost o lipsă de curaj. În ce sens? Ar mai fi trebuit o expertiză încă 1 milion de euro în plus atunci, și acel 1 milion de euro și toată povestea a început de la vestita ordonanță 114 cu niște cei care au fost decidenți în momentul respectiv n-au riscat să mai dea 1 milion de euro în plus. Am pierdut proiectul în momentul de față. Pe lângă alea 5 milioane ar trebui să mai punem undeva la vreo 8 milioane. Primarul actual dă vina pe procedurile greoaie de licitație, așa cum face și în cazul altui proiect european în valoare de 40 de milioane de euro, moștenit de la vechea administrație și care aproape sigur va fi pierdut. La asta se adaugă alte 40 de milioane de euro alocate de Ministerul Dezvoltării pentru tramvaie noi, care vor ajunge la alte județe dacă primarul nu mișcă lucrurile. A doua problemă cu care ne confruntăm este, într-adevăr, lipsa timpului, pentru că avem nevoie de o perioadă pentru proiectare și procesul de licitație este foarte îndelungat, cel puțin 6 luni de zile. Deci e aproape sigur că veți pierde finanțarea. Din cauza birocrației excesive, atât durează licitațiile în România, cel puțin 6 luni de zile la această valoare. Finanțarea asta chiar e pierdută. Până la sfârșitul anului viitor chiar n-aveți cum să faceți tot ceea ce spuneți acum. Eu fac tot ceea ce îmi stă în putință. 120 de milioane de euro de la Uniunea Europeană încă așteaptă să fie cheltuite într-un oraș care de mulți ani e în topurile sărăciei. De sărăcie au fugit și oamenii din sate. Botoșaniul e în top privind migrația forței de muncă, iar localitățile sunt depopulate. Tot satul ăsta, jumătate de stradă, e gol. A rămas. Și din ce trăiți dumneavoastră iarna? Păi iarna mai din alocații, mai muncesc eu prima cu unii mai prin. Câți ani aveți? 44. Mulțumesc! Și asta este. Am fost și eu în Italia, în Grecia. Unde-s tinerii de aici din sat? O plecat, s-o duc tot. Nu știu. Stau plângând de altă părți.
Costel Nazare, primarul comunei Concești, a găsit o soluție să aducă tinerii și copiii în sate. A cumpărat case abandonate de la proprietari și le dă gratuit familiilor cu cel puțin 4 copii. În felul acesta crește numărul de elevi și scapă de pericolul desființării școlilor, așa cum s-a întâmplat în alte locuri. În plus, cu cât numărul de locuitori e mai mare, cu atât crește și bugetul comunei. Orice localitate din țară, cât venitori are ea din taxele de la populație, se suplimentează până la suma de 1000 de lei pe locuitor de la guvern. Ăștia sunt toți banii. Dacă noi avem 2000 de locuitori și încasăm de la populație 450.000 de lei, diferența se dă prin administrația financiară, se dă până la 10 milioane vechi. Calculele lui Nazare sunt simple. Accesarea de fonduri europene și guvernamentale depinde și de numărul de locuitori. Spune că până acum a aplicat pe toate proiectele și a asfaltat toate străzile după ce a renovat școlile. 11 case a cumpărat pentru familii dispuse să se mute în comuna lor. Într-una dintre locuințe stă o familie cu 4 copii, 2 fete mari la liceu, iar cei mici la școala din comună. Cum ați aflat de povestea asta cu primarul? Eu am găsit pe internet. Ce ați găsit pe internet? Se dă case sociale și eu eram în Germania atunci și după aia am venit în august, 14 august, cam așa. Și era la Tioasa, când am venit la Tioasa, ei au stăt într-o casă cu chirie, în fund, n-a venit lumină, n-a venit nimic. Primarul le-a dat cheile, iar ei și-au amenajat locuința. Am turnat betonul tot. Bine, că am avut ajutor de partea lui la primăria de balastru, dar și mie de eu am muncit, eu am turnat, am făcut stradă, la lopată. Dar știți că le puteți și cumpăra la un moment dat, nu? Da, așa am. La una din familie deja am două fete care s-au măritat cu băieți din Concești. Deja au cumpărat casă. Deci avem de la o singură familie am ajuns că s-au făcut 3 case. Pe total avem 80 de copii. Dacă rămân 20 de familii, dacă o să rămână în perioada următoare să locuiască în comuna Concești, deja îi consider că investiția s-a meritat. Primarii care vor înțelege că scoaterea județului din sărăcie se face doar prin educație sunt cei care vor lăsa cu adevărat ceva în urma lor. Uniunea Europeană a finanțat programe de after school unde copiii primeau și o masă caldă. Doar câteva comune din județ au aplicat pentru finanțare. Copiii cumva, procentual vorbind, dar cei care participau la acest aveau temele și toate indicațiile, temele rezolvate în proporție aproape de 100% și chiar s-a registrat un nivel calitativ al progresului elevului. Edilul comunei e Ioan Butnaru, un primar care învârte milioane de euro, dar e atent. A fost condamnat pentru delapidare când era contabil al primăriei și spune că de atunci s-a lecuit. Câștigă din afacerea pe care o are în agricultură. În rest, investește în copiii și tinerii satului. A accesat o finanțare de 4,3 milioane de euro prin care a ajutat oameni din sat să-și deschidă afaceri, iar pe asistații social i-a trimis la cursuri să învețe o meserie. Câte primării au mai luat fonduri pentru after school? Deci cred că au fost 6 sau 7 primării. Ștefăneștiu, Hilișeu, Coșula. Tot în jurul copiilor și-a construit strategia de dezvoltare a orașului și Relu Târzioru, primarul de la Săveni. Când a preluat mandatul în 2008, orașul avea drumuri de pământ. Tot ce e drum, tot e asfalt, tot e făcut. Eu nu fac zile orașului, nu le fac după ce am ieșit primar. Am făcut de 2 ori și după aia m-am liniștit. Am zis că mai bine repar o grădiniță, fac un trotuar, fac locuri de parcare. În loc să pun bani la cofinanțări și să nu mă plâng la mâna destinului la unii și alții să-mi dea bani sau să mă sprijin la asta, nu mai bine să-mi chibuzez banul meu și să-l am acum. Cum să dai 20-30 de mii de euro pe Irland? Uite-ți că unii dau. Nu vreau, nu, să nu mă votez, nu vreau să fiu fraierită. Cu o finanțare din fonduri norvegiene de 500.000 de euro, a făcut un parc fotovoltaic, ce îl ajută să taie cheltuieli importante din buget. Va produce 175 kW și undeva anulează cam la prețul care îl avem astăzi, peste 60% din consumul pe care îl avem cu iluminat public și instituțiile pe care le-am în subord. Ce înseamnă asta în bani? Peste 200 de milioane de lei. Acum 20.000 de lei. 20.000 de lei.
Cu bani de la CNI a construit un stadion cu 1.700.000 de euro și un centru cultural. Tinerilor le-a dat locuințe prin anele, iar pentru 38 de cupluri a pus la dispoziție terenuri gratuit pe care și-au ridicat locuințe. Condiția a fost ca pruncilor să facă sport sau o activitate culturală. Niciun copiluț din orașul nostru să nu se trezească altundeva decât în pătuțul lui și cred că avem suficiente unități locative în așa fel încât să punem la dispoziția tuturor copiilor și familiilor aflate nevoie și numai și tinerilor căsătoriți să le creăm un confort sporit în așa fel încât ei să beneficieze de toate lucrurile astea. Cel mai important proiect al primarului e liceul pe care l-a renovat din temelii și internatul pe care l-a transformat în centru multifuncțional. Toate clasele au proiectoare și tablă inteligentă. Primarul spune că a mai câștigat un proiect european în valoare de câteva milioane de euro care va transforma radical orașul. La fiecare colț de clădire avem grupuri sanitare, în așa fel încât copiii când ies în pauză nu trebuie să stea la rând, totul. Condiții în care când am intrat primar aveam un WC, un curte, exact cum am nimerit la matematică. Toate stelele de clasă sunt la fel. Deci e o vedere panoramică. Spații de sunt pentru flori, ca să creăm și un pic de verdeață chiar la clăietaj. Și pe proiectul de regenerare urbană, vin făcute inclusiv cele două părculețe și de aici până la ieșire din oraș, pe pietonal, vine modernizat tot, 100%, tot. Și inclusiv până la spital, toată zona asta. La Săveni sau în alte comune cu primari gospodari, oamenii simt că lucrurile se schimbă în bine și că depinde doar de ei să le aleagă pe cel care le apără cel mai bine interesele. Să ceră socoteală aleșilor care nu-și respectă promisiunile, să fie atenți cum e cheltuit banul public, pentru că fără investiții în infrastructură, fără facilități pentru investitori, fără acces la educație, județul rămâne în întuneric și odată cu el se sting și miile de visuri ale copiilor care merită un viitor mai bun. Vă așteptăm mesajele despre județele, localitățile unde locuiți sau unde aveți pe cei dragi. Seria noastră nu se oprește aici. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile Pro TV. Toate bune!